Doina, cântată de Raluca, a mers la sufletul juriului. Raluca a cântat foarte bine. Asta înseamnă bravo. Un student la etnologie. Bravo! Bravo! În proba a doua a schimbat registrul și a avut un succes și mai mare. Nu aspiră să devină o vedetă, pentru că ea este chiar o vedetă, după părerea mea. Ce frumos! Ce frumos! Decizia juriului a fost clară. Șansa să meargă mai departe este a Ralucăi Radu. Raluca Radu merge mai departe în semifinala vedeta populară. În momentul ăsta mă văd în finală. Așa de jumătate în apă, o calcă ca rușii crapă. Inima mea multe rabdă. Ai rabdă inimă și taci ca pământul care-l calci. Tu le faci, tu să le tragi. Și apoi le trag și le pătimesc pentru un pui care-l iubesc. Mama, dar ce jos cânta! Of, 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 lelițo! Mărită, te lasă cu buza friptă. Cu buza friptă, cu inima friptă era. Că dragostea de fată mare ca fasulea din căldare, până-i pui un pumn de sare, nu are nicio gustare. Și apoi Dumnezeu să te ferească de dragostea oltenească. Te usucă, te faci și iască, te bagă în boală câinească. Te scoate la primăvară galben ca turta de ceară. Of, 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 lelițo! Bună seara, bun găsit! Ce frumoasă ești, Raluca! Ne-am asortat, mulțumesc! Da, exact! Spune-mi, ce ai aflat despre tine, cel mai important lucru pe care l-ai aflat despre tine, venind la vedeta populară? Cred că am aflat că sunt mult mai dezinvoltă decât mă știam. Și cel mai greu ce ți s-a părut aici? Cel mai greu mi s-a părut să gestionez emoțiile. Să vedem cum ai gestionat emoțiile în această seară. Elize Stan, vă rog! Raluca are o voce gravă, absolut minunată, cu valențe emoționale și cu elemente definitorii pentru muzica lăutărească. Bravo! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog!
Știți ce constat? Cu oamenii ăștia cântă mai bine cântecele de petrecere decât folclorul. A fost foarte frumos momentul, mi-a plăcut. Mulțumim! Cornelia! La un moment dat, mie mi s-a părut că tonalitatea este prea joasă. Așa mi s-a părut mie, însă ai dus foarte bine această piesă. Te felicit! Mulțumesc! Mircea Dinescu! Are, într-adevăr, o voce impresionantă, însă aici a greșit, după părerea mea, pentru că acest cântec foarte tragic, el a întrerupt cu o chestie de-asta de veselie, care era să potrivea ca nu ca în perete, iartă-mă. Așa e cântecul. M-a dezamăgit. Nu, îmi pare rău. Cântecul așa este. El cum adică? Cu pauza este. Asta de... Da. Are exact acel păi interval în care se place. Schimbă atmosfera. Asta e dar altceva. Dar dă-mi voie să nu-mi placă dar chestia respectat... asta. Păi eu dacă scriu o poezie tragică, între timp mai fac și giumbuș lucruri, așa, repet, în pauză. Nu. Așa e cântecul, să o întrebăm pe Ioana Radu și pe cel care a orchestrat prima oară. Păi dar nu întreb. Ea vine, nu, ea nu trebuie să cânte ca Ioana Radu și nici ca nimeni. Da, dar ea nici ne permitem care să schimbăm structura unui cântec atât de cunoscut. Îmi pare rău. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. După acest moment, Raluca, draga mea, te pregătești pentru proba a doua. A fost foarte bine. Iată și publicul de aici și te felicităm. Mulțumesc mult. Nu poate schimba. Dar nu are cum să schimbe cântecul. Mă, între noi fie vorba... Știi cum e, și la priveghi se mai spun bancuri. Așa că... Hey! Bună seara! Din ce mi-aduc aminte, data trecută așa? Între voi doi s-a dezvoltat o relație. Nu s-a dezvoltat nimic. Ei, nu nega. Mulțumesc. Nu nega. Vrei să spun ce nu mi-a plăcut la el? Nu, eu nu. Vrea să uite la toate fetele. Deci eu urmăresc vedeta populară din sezonul 1. Nici o fată n-a trecut pe aici fără să-i spună el. Te înțeleg. Așa că... Și asta nu-i motiv. Așa da. Toată lumea te aplaudă. Bravo.